Ne pregătim pentru start. Startul va fi dat de domnul Decebal Ștefan Achim. 10, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La început a fost cuvântul dac și-a pus pecete peste țara-n care cei se nășteau ca frunza pe copac, se-nțelegeau în limba vorbitoare. Când Herodot a scris cine sunt dacii, dacii trăiau de mult pe acest pământ, erau cei mai viteși dintre toți dracii, vorbeau o limbă clară în cuvânt. De mii și mii de ani nimeni nu știe de când sunt daci în câmpii și munți. Cuvintele în care și acum se scrie erau și atunci vorbite de părinți. Când Herodot a scris cine sunt daci, dacii trăiau de mult pe acest pământ, erau cei mai viteși dintre toți dracii, vorbeau o limbă clară în cuvânt. A dat numai dreptate celor care au spus că dacii au murit de mult. Au crezut doar cei ce-au vrut pe dacii să dispară în vânt. Când Herodot a scris cine sunt dacii, dacii trăiau de mult pe acest pământ, erau cei mai vitești dintre toți dracii, vorbeau o limbă clară în cuvânt. Mai pur decât romanii, roxalanii, mai înțelepți decât elinii la un loc. Timp ca-n Kosovo-Dardanii stăm și azi pe acest pământ noi dacii. Când Herodot a scris cine sunt dacii, dacii trăiau de mult pe acest pământ, erau cei mai vitești dintre toți dracii, vorbeau o limbă clară în cuvânt. La mulți maraton s-a încheiat. O cursă din dragoste pentru România și din respect pentru istoria dacilor. O cursă pentru, din respect pentru locuitorii din Almașul Mare, din respect pentru realizatorul acestui muzeu, Achim Emilian, care a realizat comoara Apusenilor, de respect pentru domnul Decebal Ștefan Achim, care ne-a primit, ne-a dat startul și este co-organizator al acestui maraton. Și acum, la final, strigătul de luptă al maratoniștilor din România și al dacilor. Hip, hip, ura! Hip, hip, ura! Hip, ura! Hip, ura! Hip, ura! Ura, ura! România! Trăiască România! Și strigătul dacilor! Și astăzi, Ilie Roșu a alergat maratonul 100 cu steagul dacilor și maratonul 261 cu drapelul României, iar prietenul meu, Mihai Pantiș, a alergat maratonul 100 din carieră la Zamolsisk Maraton. Deci lucrurile probabil că au venit de undeva de sus și iată-ne sărbătorind împreună maratonul 100. Mihai Pantiș, îți mulțumesc! Mulțumesc Decebal Ștefan Achim și mulțumim tuturor celor care s-au implicat pentru realizarea acestui maraton, care a avut loc în aceeași zi cu maratonul dacilor. Nu a reușit să ajungem acolo din cauza timpului nefavorabil, am ales un traseu de șosea. La mulți ani! La mulți ani România! La mulți ani Mihai Pantiș! La mulți ani Ilie Roșu!